Mi-au pânza pe mine. Acum nu cred că o să fie frig. Ia-ți-o. Frații mei, am plecat la Mocănița. Am plecat cu fratele meu, cu Cătălin Bornescu. Îl găsiți pe Facebook și pe el. Dați urmărire acolo. Viața noastră este în mâinile lui. Zi de zi. Zi de zi. Deci, suntem la Bișeul de Sus și sperăm să găsim și noi câteva locuri libere la Mocăniță. Cu siguranță o să găsim. Nu știu, eu am contrazis cu ăsta ceva. Trebuia să facem rezervare de 2-3 zile, gen, la Mocăniță, ca să prindem locuri, dar acum să vedem. Să vedem, am înțeles că e foarte frumos acolo, la Mocănița asta, la locomotiva asta. Ce e asta aici? Da, e o cale ferată forestieră, care se făcea transportul la lemne. La lemne? Da, la lemnul din pădure. Și acum folosește și la turiști. Mai fac un ban grămadă. Uite, mai sunt depozitul de cherestea. Să vedem. Da, mai avem circa un minut. Multă lume a spus că e mișto rău de tot. Dar mi-a spus o doamnă de la recepție, de la hotelul unde suntem cazați, că sincer ei se pare o porcărie chestia asta. E un tren care merge foarte ușor și vedem decât pădure. Acum să vedem. Am parcat și Gogu. Și acum mergem să vorbim. E la tine, da? Vedem la ghișeu. Ce? Cheia. Nu, e la tine. Cum ai dat? Hai. Ai vorbit? Logan? Nu. No. Și fratele meu care a rezolvat aici pentru noi. Aia sunt tot cei de semn. Păi, am rezolvat cu Mocănița. Și cum așteptăm să pleci? Am o tot ce trebuie aici. Rezerve? Rezerve? Am avut dreptate. Fiecare om are locul lui. Natura. Natura. Da, o priveliște de 10 stele. Sorry. Aici avem râul lui Mama. Râul lui Mama. Asta e râul lui Mama. Vaser, râul Vaser. Dar, sincer, e super. Super ok, vă recomand. Dacă veniți pe aici, pe la Sighet, pe la Bulești, dați o tură pe la Bișeul de Sud și veniți la Mocănița aici. Super. Acum. Când eram tânăr pe cior, ieri am spaima munților. Ne-am oprit să schimbe personalul. Eu cred că se schimbă personalul aici, gen să nu se facă șmecherii. Băi, Gogule! Uite și carul, băi! Mulți ar vrea să urce dealul, dar nu l-ar toți trage calul. Asta e, mamă! Wow! Yeah! Băi, deci vreau să vă spun că e super ok. Face baraj? Ha? Face un baraj aici. Băi,
Băi, vreau să vă spun că avem o Românie super frumoasă, fraților, deci super frumoasă, leilor. De alt prieten, el este Ian, prietenul meu. O să oprim în jur de 15-20 de minute în Livorca. No, hai că am ajuns și la Livorca. Da. Avem aici, o să mă arăt imediat cum coborăm. Aici alimentăm. Hai la locomotivă. Mergem la locomotivă, o să dau de prietenul meu, de Ian. Văd că sunt niște băncuțe, niște... Da, frumos, munții superbi. Lumea, toată lumea e uimită de peisaj. Avem foarte multă lume străină. Altceva. Deci... Bun, acum o să filmez puțin cum alimentează. Foarte frumos. Deci asta e mocănița. Nu te spăra. O întrebare am și eu. De ce scrie Elveția pe... E numele locomotivei. Așa se numește? Deci, fraților, locomotiva noastră din România noastră superbă se numește Elveția. Aceasta este mocănița. Foarte super. Unde e la Rici? S-a făcută? Da, uite, scrie sus. Frumos. Ce frumos. Îi faceți o ungere. Poți să spui, te rog, aici pentru vlog la mine ce facem aici? Facem ungerea cu dinesiu. Saladă-mi. Care numai de bronz trebuie unsă. Deci trebuie unsă bine, fraților. Bobu! Bobu, vezi să nu te dai de un fumul ăsta. Ce se întâmplă aici? Salut! O alimentează cu lemn. Intră, 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 nu? Mai intră mult? Cam un metiste. Ha? Ce, bro? Ce-ai zis? Ca așa e trebuit să intrați în posta mea, frate. Ia! Ne intră ceva. Un metru? Un metru stel. Depinde cum e așa. Am fost și-o până la toaletă, după cum vedeți. După toaletă, imediat e cică stânca șoimului, da? Sunt cu prietenul meu, cu Ian, care l-ați văzut mai devreme. Cel mai ghid turistic din România. Cel mai ghid turistic din România. Zi tu, Ian. Da, ce, atestat, trei atestate, 5 facultăți. Băi, și mamă, cât fum. Deci șoimul ăsta nu are nicio istorie, nu? Aparent. Aparent? Apoi acum au alimentat locomotiva cu, da? Cărbune și lemn și de acolo îi... De aici unde ne oprim, Ian? Aici ultima stație o să fie la Paltin, la kilometru 1,6. Pe drum o să mai avem la Cozia cabana ocolului Silvic și... O să ne la kilometru 20,5. O să fie ușor observabile, mai ales cea de pe cealaltă parte a malului, da. Două adâncituri în stâncă, care în al doilea rând... Salut, salut! Salut, ce faceți? Bine! Care în al doilea război mondial a fost folosit de punct de prim ajutor și punct de postare armelor și amuniției. În partea aia avem o drezină. Nu știu dacă ai apucat să filmezi de jos. Unde e grădina? Furgoneta aia roșie pe șine.
Avanurile s-a dus din Elveția. Așa? Tonajul aproximativ 7 tone jumate, a locomotive în deala 20. Da, mă, mișto. Ce să mai... Sincer, avem o Românie frumoasă. Aprobă. Râul Vaselor a fost folosit și în perioada interbelică și în postbelică și antebelică drept metoda principală de transport al lemnului. Da. Adică, să fiu un pic mai explicit, se aducea lemnul. Se aducea lemnul. Da, se puneau pe plute imense și se aducea în vale. Bun. Hei, copii! Băi, ne-am alimentat. Ne urcăm. Că e treaba bună. Ne-am pornit la drum. O bumbașă de-asta magnifică. Și ce să mă mai arăt pe aici, că deja m-am plictisit. Nu m-am plictisit. Colegele mele japonezele, colegele noastre pornează cabana, poza pe mine era ocolului Silvii, unde se crește pe de braz, pentru că pe Valea Vaselor activitatea principală pentru majoritatea localnicilor a rămas prelucrarea lemnului. Pot să și filmez dacă e. Deci asta e cabana Cozia, da? Da, da. Aici ai straturile de braz. Pentru că după fiecare defrișare, copacii se repartează. Ca să nu se strice un anumit ciclu. Fiecare braț se taie undeva după 40 și ceva de ani de la plantare. Și atunci cei de la ocol sunt nevoiți să replanteze. Acum urmează să vă arăt spitalul care s-a folosit în timpul războiului mondial cel de-al doilea. Să vedem când apare. Îmi spune Ian. V-am arătat și spitalul de fotografie. Mai avem cam un kilometru și o să ajungem la oprirea finală. După care acolo vedem. Uitați ce frumos, leilor! Leoaico, ce frumos! Ai încă dat niște perle rece. Ce frumos! Ce priveliște minunată, leilor! Ia! Tati! Hai cu fumul, ei! Ce bine, băi! Ce mișto! Welcome to Paltin! Am ajuns și în Paltin. Asta bănuiesc că e ultima oră, nu? Da, aici este o oră jumătate. Vezi asta Paltin e un... drezina ocolului Silvii. Cât s-o mai prins, s-o filmezi. Scotem. Asta e ultima oprire. Da. O să ajungem și pe la muzeu, nu? Da, muzeul aici. Aici, muzeul. Ok, călătorie plăcută să aveți. Mulțumim frumos, Ian. Aici e mâncarea, tot ce trebuie. Să vedem ce mai facem pe aici. O să mănânc eu și tu. Ală! Grosule! Leilor, deja miroase a fericire. Deja papilele mele gustative au început să... Deci, deja miroase a fericire. Avem și muzica specifică de la Maramu. Hai că o să ne ocupăm pe pământ și noi. Avem și un dans frumos. Ai ține, Doamne, ce-am iubit, cu el eu am pietrit, mă. Ai ține, Doamne, ce-am iubit, cu el eu am pietrit.
târziu pe aici, unde ne-am oprit. Frații mei, am intrat și în muzeul ăsta, pot să spun că na, e un mini muzeu. Deci, să vă arăt, cam ăsta e tot muzeul. Vreau să vă arăt aici fratele meu. Asta e super bun. Frumos, frumos, frumos. Am luat mâncare, am luat și o timișoreană. Unde-i? Ne vedem la masă. Ne băgăm și noi la haleană. Haleană de asta bună cu mâna, așa, frumos. Trăiască bere. Ne auzim după masă. Iui, bă! Am mâncat, suntem de vreo o oră jumate aici, mai sunt vreo 5-6 minute, pleacă mâncărița, abia aștept să ajung în cameră. Gata, băi, am plecat. Arrivederci. Să mai filmez așa puțin și cred că mă pun la nani. Și ne auzim când ajungem, cred. Să vedem. Asta l-am pus aici. Șef de tură. Băi, am coborât. Sincer, a fost mișto, a fost super. Dar la întoarcere m-am cam plictisit. Pe am coborât din mocăniță și Coco a uitat farurile aprinse. Acum împingem. Ne ajută un prieten cu niște cabluri. Asta e viața, fraților. Păi ce să vă zic, a fost super mișto în mocănița asta. La întoarcere a fost cam plictisitor. Băi, am uitat să filmez când am ajuns la hotel. Și deja sunt la piscină. Deci cam asta a fost poziția de azi cu mocănița. A fost ceva super. V-am spus, la întoarcere cam plictisitor. Vă mulțumesc.